Păi eu vreau o notă mai mare la examen, se rezolvă, dar în schimbul unei partide de sex oral. Se întâmplă în Timișoara la Universitatea de Medicină. Negocierile se poartă chiar în cabinetul unui profesor universitar care își cheamă studentele la examenul practic. Imaginile pe care le veți urmări sunt șocante. Am fost nevoit să cenzurăm multe dintre scene și dialoguri. Am protejat imaginile, însă am lăsat unele schimburi de replici pentru a demonstra imoralitatea și lipsa de scrupule a unui doctor care este și profesor universitar. Ceapă, zonă. Ce vrei, vrei mai mare? Da, îți vreau. Da, tu. Da, hai. A, merită. Da, să mă lasă mai sus și o bag în tine puțin. Da. Da, hai. Dar mai întâi stați acolo și pe urmă ca să-mi revin. Te stau aici. Hai, ia-o puțin. Hai. Nu știu. Haide. Hai, pâine. Nu mai vreau, nu mai vreau. Aceste imagini au fost filmate de o echipă ProTV cu camera ascunsă. Ele îl arată pe șeful clinicii de cardiologie de la Spitalul Municipal Timișoara, chiar în timp ce negocia cu o studentă. Relații sexuale și perversiuni pentru o notă mai mare. Laura Călăceanu ne spune cum a reacționat profesorul în fața probelor acuzatoare. Bună seara, Laura! Bună seara! Profesor dr. Ioan Branea are 65 de ani și predă medicină internă la facultate de mai bine de 3 decenii. De multă vreme, printre studenți circula zvonul că profesorul cerea favoruri sexuale în schimbul notelor la examene. Le chema pe tinere în cabinetul său pentru mărire sau pentru a le da nota. Acolo discuțiile erau scurte și fără ocolișuri. Cât vrei? 8? Se rezolvă, dar contra unor servicii sexuale. O studentă l-a surprins pe profesor cu camera ascunsă chiar când îi propunea o asemenea afacere. Pus în fața probelor, profesorul a început să se bâlbâie. Apoi a negat totul și a spus că este vorba de un scenare. Conducerea Universității de Medicină Timișoara a început o anchetă în acest caz. Vă avertizăm din nou că dialogurile și imaginile următoare sunt șocante. Hai încoace. Haide. 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 Nu, profesor. Hai vino încoace, mă. Cât îmi dați 8? 7, zonă. Ce vrei, vrei mai mare? Da, îți dau. Da, tot. Da, hai. A, merită. Da, să mă lasă mai sus și o bag în tine puțin. Da. Da, hai. Dar mai întâi stați acolo și pe urmă ca să-mi revin. Te stau aici. Hai, ia-o puțin. Hai. Nu știu. Haide. Hai, pâine. Nu mai vreau, nu mai vreau. Dezmin acest altceva. Deci nu e adevărat. Nu e adevărat. Ați fost filmat cu camera ascunsă. Da. Doriți să vedeți imaginea? Da. 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 Dar mai întâi stați acolo și pe urmă ca să ne revin. Stau aici. Hai. Hai. Nu mai vreau, nu mai vreau. Nu mai stau acolo. Ce? Cum comentați acum? Este o chestie care nu... Considerați că nu ați greșit? Nu, nu e chestia de greșit. Cred că este în scenare. În ce sens e în scenare? În sensul că nu văd unde... De ce v-ați dat pantalonii jos? Da, nu știu, că asta a fost o chestie care n-am înțeles-o. V-ați dat pantalonii jos în mod inconștient? Nu știu cum s-a filmat treaba asta. Că nu am fost în fața ei, că n-aveți cum în fața ei. Asta e probabil că m-au filmat undeva. Păi eu mă mai dezbrac aici, mă impun, eu știu, a spus o cameră și mi-a ieșit așa și a făcut o dublură. Mai multe studente, trecute și ele prin același fel de negocieri, au confirmat comportamentul profesorului. Când m-am întors, era dezbrăcat. Mi-a zis să-i fac sex oral. I-am zis că eu nu pot să fac sex oral. Atunci nu pot să dau examen. M-a chemat lângă el pe aceeași canapea care am văzut și în imagini. A tot încercat să mă pipă, să pună mâinile, să... așa. Eu m-am tras. Eram șocată, deci nu-mi venea să cred ce se întâmplă. Și care e consecința acestei scene? Nu e nicio consecință. Vom difuza materialul pe post. Caseta a ajuns la conducerea Universității de Medicină și Farmacie din Timișoara. Hai, nu mai e bare, dacă... Sunt efectiv consternat. Ceea ce mi-ați arătat este
un act care poate să aibă legătură cu o dereglare psihică a unui individ. Lucrurile sunt extrem de bine dovedite și în această situație nu poate să mai rămână în învățământ.